persoana care a liceanul Ioan Orentor, tot de la Cluj, rectorul Universității Babeș Bayer de la Cluj, care ne-a îndrăjduit să ajungă aici, să fie aici. Ne va ajuta pentru profesor Ioan Chirilă, președintele Senatului Universității de la Cluj, de la Facultatea de Teologie, să vină și poate veni de aminte pentru că am voi aici. Duminica avem altă seară de obicează, la ora 18, vă uitați cu părintele Vasile Ioan. Și atunci se intră în partea de dialog sau de spatele, de întrebări. Domnul profesor, vă rog. Părinte profesor, părinte paroh, aș vrea să-mi exprim deosebită bucurie și mulțumire pentru hrana spirituală și științifică pe care am primit-o astăzi de la dumneavoastră. Întărește acest lucru lucrarea bisericii noastre Șerban Vodă, misionalismul ei care se dezvoltă pe două laturi. Latura duhovnicească de educare a noastră ca și creștini și de formare și latura culturală și de instruire în privința istoriei și a tuturor valorilor românești. Și aș vrea să le fac o mică lume. Cam pomenit, s-a pomenit aici un nume. Eu nu zic istoric. Că nu este istoric. Oameni buni, dragi creștini, domnule profesor, noi am mai avut asemenea istorici între dinimele. Pe rolă pe care îl dăm ca exemplu negativ. Și nu mai pomenește istoriografia noastră. Așa că să nu fiu prea tare supărați pe Domnul Voia. Eu i-am citit lucrarea de care ați pomenit-o și am luat vreo două distorucate. Aș vrea însă să spun și să vă rog că e nevoie ca să formăm pe cei care lucrează în școli, pentru că aici trebuie să lucrăm de mult. Profesori de religie care trebuie să asculte asemenea conferințe. Profesori de istorie care, săracii, nu prea sunt chemați la asemenea și nu li se organizează. Știu, din sursă sigură. Pentru că este foarte important și astăzi se discută și mai mult. Până acum a fost mai puțin. Biserica și limba română sunt temelia unității naționale. Limba este tezaurul românilor, iar biserica a fost cea care a apărat limba, a dezvoltat limba. Iar biserica a trăit în limba română. Este un lucru extraordinar și preafericitul părinte Daniel, într-o conferință dată la de ziua culturii naționale, mi se pare 2016, insista pe această, pe acest lucru. Și cita pe sanctitatea sa Bartolomeu privind miracolul poporului român și menținerea limbii și a ortodoxiei în această mare masă. Pentru că noi facem parte din romanitatea răsăriteană. Și să nu uităm că a pomenit de rectorul de la Cluj, domnul profesor Pop, care spunea, în timp ce Europa era în întuneric legată de barbare, răsăritul Europa era de plinătate a culturii, într-o înflorire, era sub soarele Constantinopolului, care era capitala lumii din punct de vedere cultural și material. Ori Nicolae Ionă spune Bizanț despre noi, spune foarte multe. Iată de ce trebuie să spunem că unitatea de credință, iar noi românii, când am zis cuvântul mamă, tata, am zis
Dumnezeu, Maica Domnului am fost. Pentru că odată cu limba lui ne-am format ca și creștini, popor creștin. Noi nu ne-am creștinat cum s-a făcut ca la unguri, cu Ștefan cel Sfânt sau cu Carol cel Mare. Noi am fost creștini și creștinismul ortodox, credința primordială, ne-a strâmbunit. Și închei spunând că Nicolae Iordan a scris o carte extraordinară, Sate și preoți în Ardeală. Spunea că poporul este format în mare parte din țărani, cam 70%. Restul, în interiorul, procentul care a rămas, erau elitele. Cine forma elitele? Elita era formată din preoți și cântăreți din biserici. Ei au fost cei care au ținut unitatea de neam și conștiința națională. Preoții din tot spațiul bărbatului Barbeanu au fost cei care au făcut proiectul național, adică Marea Mâine, cu toate etapele pe care le-a pomenit. De aceea zic, părinte, părinte profesor universitar, e nevoie ca aceste idei pe care le-ați adus dumneavoastră și această temă fundamentală a istoriografiei noastre să fie adusă mai des în rândul și în acolo unde lumina, flacăra culturii și științei istorice este dată și dusă mai departe de dascălii noștri și pentru că e mare nevoie să revedem modul cum predăm istoria noastră națională. Aceasta ar fi problema care am pus-o ridic și rugămintea. Noi facem și Părintele Dinu, facem tot posibilul prin conferințele acestea să ne deschidă mințile, inimile și să ne dea forța să luptăm, să arătăm lumii. Așa cum a spus dumneavoastră, că suntem a doua mare biserică ortodoxă din lumea aceasta, după Biserica Ortodoxă Rusă. Mulțumesc mult și să vă Thank you.
vreau să plecați în starea aceasta, pentru că avem în starea aceasta partea tuturor conferințelor noastre. Întâi ascultăm un lucru patriotic, tot ce